Bun găsit, doamnelor și domnilor! Este vineri, este ora 18, sunt Nicu Tașcă și dumneavoastră sunteți la Vorba lui Tașcă. Invitatul meu permanent de vinerea, sociologul Valentin Fulger, este de asemenea prezent. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnule Tașcă! Bună seara, telespectatorilor noștri! Mulțumesc de invitație! Începem în forță pentru că zilele sunt complicate, însă nu putem rata niciun subiect important al săptămânii. Domnule profesor, așa cum probabil vă așteptați, începem cu cea mai neagră știre a ultimilor ani, să le zicem așa, și anume tragedia de la Piatra Neamț. 10 oameni și-au pierdut viața, nici nu mai știu cât sunt în stare gravă, pentru că într-un stil românesc, așa să zicem, nici la spital nu mai ești în siguranță. Chiar am scris un articol, nicăieri, țara în care nicăieri nu mai ești în siguranță. Pare că așa e, nu? Categoric că da, din păcate, ați avut dreptate în ceea ce ați scris, în ceea ce ați spus, doar că Piatra Neamț reprezintă o altă bilă neagră, o altă secvență tragică, din multele secvențe care le-am urmărit împreună în ultimii ani. Să ne aducem aminte că această panoplie a evenimentelor negre din spital a început cu maternitatea Giulești, acolo unde au murit numai puțin de 6 bebeluși. A continuat cu colectivul, care eveniment, deși nu s-a petrecut într-un spital, ne-a arătat imposibilitatea spitalului și sistemului medical românesc de a interveni și de a salva vieți care puteau să fie salvate. Continuăm după aceea cu cazul trist al femeii care a murit incendiată pe masa de operație a doctorului Beuran, care, deși părea că este prima mână, își lăsa asistenții să opereze. Și iată că ajungem, dar trecând înainte prin multele, foarte multele cazuri ale femeilor gravide care au murit pentru că se pare că nu au dat obolul pământesc medicilor pentru a fi operate, pentru a li se face cezariană. Și ajungem la cazul Piatra Neamț, care încă o dată certifică faptul că sistemul medical românesc este unul prost gândit, este unul prost gestionat, este unul dintre, sau cred că cel mai slab sistem medical la nivel european. Este un sistem care, din păcate, se pare că a fost abandonat de către așa-numiții îngeri albi, care au fost foarte revendicativi până când li s-au mărit salariile, iar apoi se pare că au fost cât se poate de mulțumiți, s-au orientat către piața privată și au deschis cabinete particulare și cu ceea ce iau din sistemul public, sute de milioane de lei vechi, cu ceea ce produc în sistemul privat alte sute de milioane de lei vechi, au o viață cât se poate de bună comparativ cu cei care apelează sistemul medical românesc, public, și care mor pe capete. Ați văzut cazul copiilor care nu pot să fie operați pentru că nu există poate medici specializați, poate medicamente, poate proteze. Am văzut cu toții rândurile bolnavilor de cancer care stau și așteaptă în frig, în ploaie, în zloată, chiar în perioada de COVID, unii între alții îngrămădiți. Doctorii se pare că sunt depășiți sau nu intervin, nu știu care este cazul. Am văzut, deci, un episod, Piatra Neamț, care definitivează părerea proastă despre sistemul medical românesc și cei care îl deservesc. Știu, cei care fac parte din acest sistem nu trebuie să fie băgați cu toții în aceeași oală. Există și cazuri de excepție, există oameni deosebiți, de bine pregătiți, morali, oameni cu dragoste de oameni. Dovadă medicul care a încercat să salveze pacienții de la Piatra Neamț. Dar acești oameni deosebiți, excepțional din punct de vedere, încă o dată o spun, profesional și moral, nu ajung în față, nu conduc sistemul pentru a-l relansa, pentru a-l reabilita, pentru a-l întoarce oamenilor. Acest sistem medical este întors cu spatele către oameni și este întors cu fața către cei care îl deservesc. Am citit și am scos niște date care pur și simplu m-au speriat. Este vorba despre 31 octombrie 2018, vă rog frumos să rețineți. Mai bine de 2 ani. Mai bine de 2 ani. Este vorba despre un salariu de medic de 40.000 de lei pe lună brut.
la care se adaugă, vă rog frumos să rețineți, un spor de 85%, adică încă 18.059 de lei pentru condiții deosebit de periculoase, la care se mai adaugă indemnizația anuală de hrană 3.800 de lei și tichete de vacanță de 1.900 de lei. La nivelul de atunci, o moașă primește 12.000 de lei pe lună, la care se mai adaugă un spor de 70%, adică 4.925 de lei, dar și 338 de lei pentru zile lucrate în perioada de sărbătoare, total 12.298 de lei, la care se adaugă alte 3.900 de lei pentru norma anuală de hrană, încă 1.900 de lei reprezint vouchere de vacanță. Da, salariile sunt în cuantumuri care, domnule, dau amețeli. Aș vrea să vă spun ceva. Da, emisiunea trecută am vorbit despre medici, despre profesori. Și am spus că nu am fost de acord cu acea hârtie care s-a lansat către părinți pentru a fi semnată. Dar aș vrea să vă spun că, din acest punct de vedere al salarizării, medici au niște salarii de 5, 6, 7 ori mai mari decât un profesor. În condițiile în care un profesor, pentru a rămâne în sistem, atenție, pentru a rămâne în sistem, trebuie să îndeplinească un anumit punctaj anual sau la câte 2-3 ani de zile în credite sau în sistemul universitar să scrie articole, să publice cărți care absolut toate, dar absolut toate, cu excepția unora, sunt suportate de către profesori. Asta înseamnă milioane, sute de milioane de lei vechi, adică zeci de mii de lei noi sau mii și mii de euro pe care profesorul îl scoate dintr-un buzunar care este mai sărac de 6-7 ori decât al unui medic. Aș adăuga că mulți dintre doctorii cu experiență sunt și profesori, încasează și leafa de profesori, dar aș muta puțin lupa, domnule profesor, către medicul erou. Acel medic care a intrat în flăcări, un medic tânăr, da, care a intrat în flăcări și a scos pacienții, și a scos pacienții de acolo, pentru că erau pacienții lui, el era de gardă atunci. El a pus cumva o lumină mai bună, să zicem. Adică a arătat că sunt și oameni buni. Eu nu am contestat și nu contest acest lucru. Ar fi o greșeală fundamentală să-i băgăm pe toți în aceeași oală, dar am spus-o. Nu astfel de oameni excepționali conduc acest sistem mucegăit, putrezit, acest sistem care, în loc să trateze oameni, să-i facă bine, îi omoară. Dacă v-ați uitat la imagine de la Piatra Neamț, le avem pe ecran. Se văd paturile care sunt arse aproape în totalitate. S-a ajuns ca să se facă analize ADN pentru a se stabili identitatea victimilor. Adică, sunt carbonizate. Adică acel, nu, stați un pic, acel foc nu a fost unul de câteva secunde, nu a fost unul de câteva minute. Păi să arzi un om cât trebuie în timp, astfel încât să nu-l mai recunoască niște amici. Deocamdată se cercetează acolo, încă nu e foarte clar cum s-au petrecut. Da, am auzit că sunt specialiștii din... Vreau să vă întreb, domnule profesor, dacă vor fi consecințe politice. A trecut o săptămână aproape și nu s-a întâmplat nimic la nivel politic, nici măcar ministrul sănătății nu și-a dat demisia, nici măcar celebrul domn Arsene nu și-a dat demisia, președintele Consiliului Județean Neamț, în subornea căruia se regăsește de curând, din păcate sau din fericire, cum vreți să ziceți, acest spital. Deci până la acest moment n-au existat consecințe politice. Vor exista? Nu. Domnule Tașcă, acum o săptămână urmăream la televizor niște imagini cu adolescenții francezi. Erau de clasa 10 sau 11 care au răsturnat mașinile poliției și ale jandarmeriei pentru că își cereau drepturile. Am comparat ce se întâmplă în Franța. Băi, au sânge de revoluționar. Au făcut Revoluția franceză. Da, nu degeaba, spun, da, și nu da, s-a pierdut. Sigur. Acel sânge și acea vervă, acea vână. La noi există o bâlbără din aceasta, 2-3 zile, după care se stinge. Iar memoria colectivă este extraordinar de scurtă și dovadă că este așa. Deși am comemorat 5 ani de la colectiv, exact colac peste pupăză sau bomboana pe colivă a fost realegerea lui Piedone ca și primar. Da. Deci, ce consecință politică? Nu, mă gândeam că dacă la colectiv a căzut un guvern, poate să va întâmpla ceva și aici. Ascultați-mă. Deci, acolo a fost frica lui Victor Ponta, de care dumneavoastră știți foarte bine că eu m-am, sau vis-a-vis de care m-am exprimat de foarte multe ori și am o părere extraordinar de proastă. Deci, el a fost un om care n-a dat dovadă de verticalitate, de tăria unui om de stat, care putea să spună, domnule, eu nu demisionez decât în momentul în care voi ști cu certitudine care sunt toate, absolut toate cauzele care au determinat o astfel de tragedie. Așa făcea un om de stat. Dânsul, din păcate, și pentru el și pentru noi, a fugit.
a fugit, cred că s-a baricadat pe undeva, ca de frică, și a rămas... Pe care protecție, SVP, nu cred. Ați înțeles. Da, sigur. Nu, vreau să vă să închidem subiectul cu tătarul versus Bănicioiul, adică dacă vi s-a părut că tătarul s-a comportat mai bine decât acum decât s-a comportat Bănicioiul atunci, ținând cont că medicul acesta, erou, a și plecat în... 12 ore a plecat din România. Păi Bănicioiul ne mințea că spitalul de Arși poate să preia imediat pe cei care sunt în situația de a fi tratați și nu era adevărat acest lucru. Iar domnul Tătaru ne spune că vina este a tuturor. Păi care este vina noastră, care este vina telespectatorilor că sistemul românesc de sanitar, medical, este la pământ? Cum adică împărtășim toți vina? Sigur. Noi am scris despre tarele societății românești de 20 de ani. Unde este vina mea că se dau doar salarii și nu se fac investiții? Unde este vina lui Nicolae Tașcă sau a nu știu cărui telespectator că din momentul în care s-au primit salarii nimeni nu s-a mai interesat de sistem? Ca să citez o declarație prezidențială, pentru că vom trece la punctul 2 la un președinte, a fost o declarație de fericită. Așa a comentat domnul Klaus Iohannis când a fost întrebat în deja celebrele conferințe de presă de la Cotroceni, la care, din păcate, domnul președinte își alege cu mare finețe, să zic așa, întrebările la care răspunde. E de meditat dacă nu cumva în acest al doilea mandat domnul Iohannis a devenit un alt Klaus Iohannis decât ne-am fi dorit să fie. Dar schimbăm registru, schimbăm, cum spuneam, trecem la o altă țară și un alt președinte. Unii spun că suntem aceeași țară, alții spun că suntem totuși două țări. E vorba despre alegerile din Republica Moldova, alegeri prezidențiale câștigate de doamna Maia Sandu, o pro-europeană convinsă, o tânără doamnă, pot să zic așa, cred, care a studiat la Oxford. Nu, adică, la Harvard. La Harvard, în ce scuze, da, la Harvard, adică deosebit de bine pregătită, pot să înclin să cred, aleasă în mare parte sau decisiv de voturile din diaspora și colegii mei cred că vor pune pe ecran imaginile cu tinerii care au stat la coadă, inclusiv în România, ca să-și exprime votul. E vorba de tinerii moldoveni. Domnule profesor, iată prima femeie președintă. În președinte în Republica Moldova, noi în România n-am reușit o astfel de performanță. E drept că nici n-am avut de multe ori candidați femei. Am avut acum în 2019 pe doamna Dăncilă, dar... Nu, am avut-o inclusiv pe Elena Udrea, care a candidat... Ce scuze, nu, mă gândeam la candidații cu șanse. Care a candidat sub sloganul Bună pentru România. Nu, da, dar nu era în primii doi, n-a reușit să intre în turul doi. Doamna Udrea a fost o preferată a sistemului și când spun asta, cred că știm cu toții la ce ne referim, a fost susținută de către Traian Băsescu, doamna fiind pupila, de altfel, lui Traian Băsescu, n-a avut șansa sau a avut șansă de neșansă. Dar știți că, facem o mică paranteză, a fost întrebată doamna Udrea într-o emisiune de televiziune dacă a fost iubita președintelui Băsescu și a spus că nu. Da, și am văzut inclusiv reacțiile pe internet sau pe TikTok, deci care au ironizat răspunsul într-o manieră absolut interesantă și ironică. Dar revenind la Maia Sandu, aș vrea să vă spun că urmărind traseul dânseia din punct de vedere profesional și politic, pare să că ar fi fost programată să ajungă aici. Și am să vă spun de ce. Între 1989-1994, dânsa urmează cursurile Academiei de Științe Economice din Moldova și devine licențiată. Între 1995-1998 urmează relații internaționale pe lângă Institutul sau Academia de Administrare Publică, pe lângă Președinția Republicii Moldova. Între 2009-2010 urmează cursurile Harvard Kennedy School în administrație publică și obține un masterat acolo și aici aș vrea să fac o mică paranteză, un masterat la Harvard costă în jur de 40.000 de euro, de dolari, iar susținerea pe an este 20.000 de dolari. În fine, ieșind din această chestie, aș vrea să vă spun că între 2010 și 2012 doamna Maia Sandu activează în calitate de consilier al directorului executiv la Banca Mondială în Washington.
între 2012-2015, deci se leagă absolut toate, n-are niciun moment de respiro. Niciun an de respiro. Așa este, ministrul al educației, între 2014-2015 și apoi cu repetiție în 2019, este membra Parlamentului, cu suprapunere pe lunile iunie-noiembrie 2019 prim-ministru și la un an de zile, în noiembrie 2020, ajunge președinte și șef al statului. Ce vă spune acest lucru, această traiectorie? Nu știu, aici putem să privim asta în două chei. Putem să privim într-o cheie care îmi doresc să fie așa, adică o cheie în care l-am văzut pe Dodon, care spune sigur că românii se bucură că un cetățean al României a ajuns președinte al Republicii Moldova. Și... Da, doamna Sandu are dublu cetățenie. Da, da, da. Și acest lucru mă bucură, chiar mă bucură că un cetățean al României, cetățean român a ajuns președinte în Republica Moldova. Aceasta este cheia pozitivă. Cealaltă cheie un pic mai gri și care mă face să am totuși anumite, să zic, semne de întrebare, se referă la această înlănțuire, această rapiditate în acest... Toate i-au mers strună, în condițiile în care, vă rog frumos să rețineți, în 2009... Foarte greu se pleca din România, s-a ajuns să culești căpșuni în Spania sau în Italia, castraveți, și dânsa în 2009 din Republica Moldova ajunge la Harvard Kennedy School. O bănuiți de legături nu, cu servicii? Nu bănuiesc pe nimeni de nimic, dar vreau să vă spun o chestie. Republica Moldova are în jur de 33.000 de kilometri pătrați. Este o poveste de succes din Estul Sălbatic, dar o altă poveste de succes din Estul Sălbatic se derulează sub numele de Iulia Timoșenko, o femeie care a condus guvernul Ucrainei, care Ucraina are 660.000 de kilometri pătrați, este o forță din punctul de vedere al producției de gaze naturale, are o armată excepțională, clădită pe resursele fostei Uniuni Sovietice, deci cu tehnologie deosebită, și care a sfârșit-o în pușcărie. A sfârșit-o în pușcărie, dar atenție, în condițiile în care pare să că atât Statele Unite, atât Europa, cât și Federația Rusă au exprimat mari semne de întrebare cu privire la modul în care chiar prietenii ei din Ucraina ar fi șuntat-o și ar fi trimis-o la pușcărie acuzându-o de abuz de putere. Deci atât că există niște povești frumoase care au niște finaluri cât se poate de tragice. Eu nu mi-aș dori acest lucru pentru Maia Sandu. Îmi doresc să rămânem în acea cheie pozitivă în care această înlănțuire a evenimentelor sunt unele firești normale. Mi-aș dori să nu am dreptate în ceea ce privește cheia gri, adică un ajutor care să se transforme în altceva. Da. Domnul Dodon, fostul președinte de acum, dacă putem spune așa, a anunțat după modelul Donald Trump că va face contestații, va merge în instanță, va face tot ce e necesar pentru că, suspicionează el, asemenea lui Donald Trump, ar fi fost fraude electorale. Are vreun... Nu, vreo noimă? Mai are vreun sens? Președintele Klaus Iohannis a fost deja primul șef de stat din Uniunea Europeană care a felicitat-o. Știm foarte clar că este foarte bine văzut în Uniunea Europeană Klaus Iohannis. Deci nu ar fi făcut un astfel de gest dacă nu s-ar fi consultat la nivel european cu ceilalți sau cu importanții, cu semnificativii din conducerea UE. Reprezintă un semnal foarte clar că Dodon poate să se dea și peste cap de acum încolo. Eu sper că Maia Sandu va pune sau va repune pe un făgaș normal relațiile Republicii Moldova cu România, care în ultima perioadă au cam stagnat, nu din vina României, ci din vina lui Dodon și a, să-i spunem, atitudinile lui pro-ruse evidente, chiar foarte, foarte evidente. Și sper într-un parcurs european pentru Republica Moldova, pentru că îl merită. Spun asta pentru că întâmplarea fericită face ca în ultimii ani, cel puțin 10 ani de zile, să fi lucrat cu foarte mulți studenți din Republica Moldova. Da, la Universitatea din Petroșani este un contingent numeros. Foarte numeros și vreau să vă spun că marea lor, uriașa lor majoritate, peste 90% dintre cei cu care am lucrat, sunt niște copii, niște băieți, niște fete deosebit de respectoși, care își văd de școală, își văd de conștiincioși, nu sunt implicați în niciun fel de probleme, să aibă probleme cu legea, cu drogurile, cu alcoolul, vă spun foarte clar, am o părere deosebit de bună despre acești copii.
Închidem acest subiect cu întrebarea, poate sprijini România, suntem în postura asta să ajutăm consistent Republica Moldova, avem banii necesari? România a mai făcut-o și cu energie electrică și cu gaze naturale și cu petrol și cu bani și cu cetățenia română acordată și cu studiile gratuite. Deci eu cred că România a întins mai multe mâini sau aceeași mână de mai multe ori. Eu cred că este necesar să... să mergem în continuare pe același drum, pentru că eu cred că finalul previzibil și de dorit este ca într-o zi România să reîntregească în hotarele ei. Da, exact, rămâne de văzut dacă vom fi contemporani cu această mișcare. Eu sper din suflet să fim, pentru că... Vom vedea, eu sunt mai sceptic de infire, așa că... Pe acest subiect sunt mai sceptic, în general nu sunt deloc sceptic. Închidem acest subiect, doamna profesor, și doamnelor și domnilor, trecem la un subiect care arde, e fierbinte. Vorbim despre un ultimul viceprimar ales în Valea Jiului. Este vorba de o doamnă și o felicităm dacă cumva se uită la emisiune. Eu, înainte de această emisiune înainte să înceapă chiar votul în Consiliul Local al Municipiului Petroșani, am permis să scriu și un articol în care am explicat puțin tabloul politic al Petroșaniului. Cum spuneam, o felicităm pe câștigătoare, se numește Lucica Muntean, este membru PNL, deși PNL-ul nu are majoritate în Consiliul Local, printr-o manevră a primarului Tiberiu Iacovriții, manevră politică, nu e nimic peiorativ în asta, reușește să-și pună un viceprimar din partea PNL-ului. Este, domnule profesor, un matriarhat instituțional, ținând cont că și la Vulcan avem tot o doamnă viceprimar? În urmă cu, cred că sunt deja 2 ani de zile, am lansat acest termen în sensul în ziarul dumneavoastră, într-un dintre articolele mele și... analizând, dacă vreți, și până ajungem la acest subiect repede, în 20-30 de secunde, vreau să vă spun că la nivel național și nu numai, dar să ne oprim la România, toate sau cele mai multe dintre posturile din sectoare de activitate, hai să le spunem, de lux, în medicină, în justiție, în învățământ, deja vedem că în politică, în și politică, începe în politică să crească, da? Încep să fie dominante femeile, ceea ce m-a făcut să spun că este vorba despre un matriarhat instituțional. Acum rămâne de văzut în ce măsură acest matriarhat instituțional va fi și unul de succes, pentru că mă uit la București, care a fost condus de doamna Firea, care este săracul, am înțeles, pe infrastructura termoficării de 3 ori mai slab decât era acum 3 săptămâni sau 3 luni și așa mai departe. În fine, revenind la noi aici în Valea Jiului, eu nu cred că este o întâmplare că viceprimarul este din PNL și că este o femeie. Spun asta pentru că înțeleg că există o relație foarte bună de colaborare între... Da, dacă îmi dați voie, aș explica pentru respectatori. În articolul meu am explicat că Tiberiu Iacovriții a schimbat favoriții în ultima perioadă și s-a vehiculat 2 nume pentru postul de viceprimar. Este vorba de doamna Muntean, care a și câștigat, și a mai apărut numele unui tânăr politician pe numele său Vlad Lăutaru, și eu am făcut acolo o demonstrație în care am explicat că Tiberiu Iacovriții se afla în postura de a-și alege viceprimarul dintre 2 favoriți, ambii fiind promovați de Tiberiu Iacovriții pe listele pentru parlamentare, deci sunt în relații foarte bune, și că de aici încolo calea politică a Petroșanului este bătătorită lui Tiberiu Iacovriții 4 ani de zile. După cum a mai fost și în mandatele trecute. Aș vrea să vă spun că nu este o surpriză că viceprimarul este Lucica Muntean sau că ar fi fost Vlad Lăutaru. Surpriza este că așa zisa opoziție, care devenise, a murit deja. Nu, care devenise majoritară, deci aveau 10-9, cu PSD-ul ca nucleu, au pierdut postul de viceprimar. Prin retragerea... Dacă spune printre degete, e puțin falsă. N-a ținut nimeni mâna. Deci asta ne arată foarte clar că cei care alcătuiesc majoritatea, sau așa zisa majoritate, reprezintă un conglomerat care este măcinat de interese divergente. De inacțiune. Care nu au ca interes binele Petroșanului, pentru că ei ar fi putut să spună și să clameze foarte
sus și foarte tare. Domnule, interesul comunității ne determină să renunțăm la interesele noastre particulare, partizane, de partid și să ne dăm mâna, chiar declarativ să spun acest lucru, m-ați înțeles? Da. Și să fi forțat numirea, desemnarea, votarea unui primar din partea acestei majorități constituite pe baza a 3 partide cu nucleu PSD. PSD-ul a pierdut astăzi. A pierdut, a avut viceprimar 8 ani, din acest moment nu mai are nici viceprimar, deși a fost... Atenție, în condițiile în care situația PSD-ului era mult mai slabă și PNL-ul avea majoritate în Consiliu, da? Adică situația este... Sau a fost totdeauna, cam la limită au fost în ultimul. Deci ideea în sine este că astăzi PSD-ul a pierdut. Da, după ce au stat la butoniera lui Tiberiu Covriții mulți ani, nu? Au pierdut. Costel Avram nu se mai poate întoarce pentru altă candidatură aici, pentru că îi se va spune foarte clar, ai plecat. Da, și-a închis ciclu. A pierdut și organizația. Asta în cazul în care nu face parte din organizația Petroșan. Când a spus organizație, deja m-a străfulgerat. Putem vorbi la PSD Petroșan de organizație? Din acest moment în care... Nu, dar am putut vorbi vreodată? Că senzația mea a fost că nu. Adică n-a fost niciun fel de organizație acolo, a fost o glumă. Uite, deci apariția lui Costel Avram și modul în care și-a făcut campanie a făcut să fie singura campanie pe care Tiberiu Iacobriții a trebuit să o susțină la maniera toate motoarele pornite înainte. Pentru că până acum a defilat. Da, a fost așa. A defilat. Bun, dar Costel Avram... Dacă domnul Costel Avram se retrage... Definitiv. De fapt o s-a retras. Nu. Ascultați-mă. Din organizație. Pentru că poate să rămână în organizație. Dar dacă se retrage și din organizație, în sensul că, potrivit statutului lor, poate să aibă apartenența sau calitatea de membru de partid, inclusiv în localitatea în care lucrează. Adică DEVA. Da. Deci dacă pleacă, acolo, eu înțeleg, acolo a fost întotdeauna. Din acel moment a pierdut și organizația și a pierdut inclusiv ca puterea de a se reîntoarce, pentru că îi se va reproșa și de organizație și de oameni că a plecat. Al cui e eșecul, domnule profesor? Al PSD-ului Petroșan, al lui Costel Avram, al Pro-României? Marele perdant este Pro-România. Pentru că puteau să... Puteau să fie ei. Puteau să aibă... Viceprimar. Să aibă un viceprimar. Adică din doi... Să scoatem din doi consilieri, să scoatem... Cel votul cu care doamna, care le trebuia PNL-ului și lui Tiberia Covriții pentru a face acest manevră... Marele perdant este Feri Ghejnar. Marele perdant este Feri Ghejnar. Tiberiu, pe mâna lui sau pe mâna altora? Pe mâna lui. Tiberiu Covriții le-a arătat încă o dată că poate și că face. Da. Așa. Este foarte clar că din poziția de primar poți să oferi, nu te oprește nimeni, nici legea, poți să oferi poziții, sigur, privilegii, posturi, funcții. Așa înțeleg că s-a și întâmplat. În zilele următoare, cu siguranță, ne vom lămuri și mai clar. Deși mie mi-e clar scenariul. Politica așa se joacă, pe negocieri. Au negociat, probabil că au existat foarte multe runde de negocieri, dovadă că din 27 septembrie și până în 10 de noiembrie a trecut ceva timp. 20 chiar. 20, îmi cer scuze. Deci foarte mult. Ceea ce ne arată că pe locul numărul 2 al perdanților este un PSD care, de fapt, el este obișnuit. De 20 de ani, domnule profesor. El este obișnuit cu această poziție, ceea ce mă duce cu gândul la o glumă care spunea despre nu știu ce echipă. Care era aia? Că face pe toată lumea fericită că ei nu bat pe nimeni. M-ați înțeles? Nu mai... Așa? O echipă de fotbal. Care e soluția pentru PSD Petroșani? Eu m-am gândit întotdeauna că singura soluție de a face ordine în PSD Petroșani este să dizolve organizația. Nu știu dacă s-ar putea merge până la a dizolva organizația. Ar trebui să se întâmple ceva cât se poate de grav pentru a dizolva organizația. Oricum e nevoie de un leadership nou, de să se întâmple ceva. E nevoie de un cutremur acolo. Să știți că din ceea ce cunosc eu despre PSD în sine, este un partid cât se poate de bine structurat, sunt foarte birocratizați, spre deosebire de PNL, care atunci când se ceartă între ei, iasă, cum să spun eu, în presă, iasă așa. Ăștia și dacă se bat între ei și iasă cu sânge pe gulerul de la cămașă, îi spun că totul este bine, este în regulă, m-ați înțeles? Toate lucrurile e mai multă disciplină. Da, se tranșează în interior. O să urmărim, să vedem ce se întâmplă. Bun, că... da,
Trebuie făcut ceva la nivel de rilde și pe acolo? Din ce pot eu să-mi dau seama, urmărind mișcările, atât timp cât Ioan Rus este absent din Consiliul Local Petroșani, fiind în Consiliul Județean, deja un semnal. Este un semnal în sensul că nu s-a mai dorit un Ioan Rus care să fie numărul 1, vocea numărul 1 în Consiliul Local și care ar fi putut să, spun eu, ghideze din joystick consilierii în stânga sau în dreapta. Eu cred că Ioan Rus s-a compromis pe mâna lui și pentru că e de notorietate înțelegerile pe... Nu știu. Înțelegerea nu știu pe care a avut-o, păi, e vizibilă cu primarul Petroșanului. Însă, domnule profesor, Lucica Muntean vine acum în echipa de conducere a orașului, într-un municipiu în care am aflat cu surprindere că se strâng bani pe la școli, astfel încât să se cumpere tablete pentru cei mai nevoiași membri ai comunității, mă refer la elevi, care nu au astfel de tablete pentru a desfășura de acum celebra școală online. Adică nici tabletă, nici telefon mobil, nimic. Cum vi se pare acest lucru? Adică să se strângă la școli de la familiile mai bine poziționate, social, să zicem, da, pentru a se da celor mai nevoiași. O să vă rog pe scurt. La prima vedere pare un lucru bun, pare un lucru creștinesc, moral, într-ajutorare, dar să știți că nu este bine ce se întâmplă. Și vă spun și de ce. Pentru că asta este datoria statului român, prin guvern și prin parlament. Uitați ce spunea ministrul finanțelor Florin Câțu. Spunea în septembrie că vor achiziționa 200.000 de unități care vor ajunge, adică de tablete, care vor ajunge în școli până la finalul toamnei cel târziu. Dânsul spunea că în octombrie, maxim în noiembrie. N-au ajuns nici în ziua de azi. N-au ajuns, ceea ce a determinat ca părinții mai bine poziționați social să strângă bani ca să cumpere astfel de tablete. Eu acum m-am interesat și vreau să vă spun că există un top al acestor tablete care pleacă de la un preț de 6.000 de lei până la 480. Am spus 480 nu, că nu este în regulă, dar sunt tablete absolut onorabile la 794 de lei, deci 800 de lei. M-a frapat acest preț de 800 de lei pentru că indemnizația unui consilier local, de exemplu un Petroșan, este de 800 de lei lunar. Adică dacă într-o lună acești oameni, acești domni și doamne și-ar dona indemnizația, am cumpărat 19 tablete. Bă, dacă mai pune și primarul 20... Nu, stați un pic. În două luni, 38, în trei luni, 57 de tablete. Nu cred că este foarte mult. Eu cred că... Da, o secundă vă opresc. Știți că consilierii locali primesc ei înșiși tablete? Păi atunci să le doneze. Ați auzit de vreun consilier local să doneze măcar tableta personală? Deci aș vrea să vă spun că noi aici discutăm despre comunitate. Și în momentul în care discutăm despre comunitate, comunitatea, deci între familie și între națiune, mai avem vecinătatea și comunitatea. Dar vecinătatea este absorbită de comunitate. Comunitatea este specială în raport cu națiunea pentru că în cadrul comunității solidaritatea este bazată pe intercunoaștere. Adică mă știu cu tine, te știu pe nume, știu cine sunt părinții. În națiune solidaritatea este una de tip anonim bazată pe relații contractuale. Dacă aș fi consilier local, mi-aș dona 3 luni de zile indemnizația, mi-aș dona 3 luni de zile indemnizația pentru a achiziționa 3 tablete pentru 3 cazuri. Eu aș face acest lucru. Mai ales dacă aș fi președinte al Comisiei de Cultură și Educație sau Învățământ, și aici, maestre, mă refer direct la dumneavoastră, la domnul Butulescu, ar fi un gest de maximă noblețe sufletească, dumneavoastră care sunteți de 9 ori ales, ați fost parlamentar, ați fost consilier județean, consilier local de 6-7 ori, aveți calitatea de fost și probabil viitor președinte al comisiei aceasta de cultură și învățământ. Nu ar fi frumos din partea dumneavoastră să donați această indemnizație timp de o lună sau două ca să ajutăm niște copii să facă școală? Mă refer la dumneavoastră ca om de cultură. Mă refer la dumneavoastră ca om care are menirea de a deschide mințile, de a le lumina. Mai ales că știu că dumneavoastră nu sunteți un tip pecuniar. Am înțeles că indemnizația pentru dumneavoastră este mai mult simbolică. Este doar aproximativ 700 de lei, rotunjirea așa s-a făcut. Deci este un apel către acești oameni care conduc comunitatea. Deci comunitatea s-a prezentat la vot, i-a ales, dânsii trebuie să întoarcă, virgulă, comunității acest serviciu. Este un minimal gest de recunoștință față de comunitate. Nu înseamnă în aceste vremuri grele. Mai ales că dânsii au salarii.
Sigur, e bonus. Da? E un bonus acest. Păi, dacă, hai să calculăm. Sunt 9600 de lei pe an. Care 10.000 de lei. Sunt vreo 38.000, 40.000 de lei într-un mandat pe care dânsii îi primesc. Ce înseamnă 2.400 de lei din 40.000 de lei, aproape? Da, sper că atât domnul Butulescu cât și ceilalți. Nu, și toți cei care alcătuiesc consiliile locale în Valea Jiului. Și nu numai în Valea Jiului, păi, în toată România. Lăsați-mă să vă spun ceva, dacă sunteți așa. Într-adevăr, efortul bugetar este fantastic, pentru că sunt 200.000 de unități de tablete la 800 de lei, ar fi peste 160 de milioane. Ideea în sine este că noi avem 41.000 de consilieri locali și județeni. Gândiți-vă, ori 500 de lei este deja 20 ceva de milioane. Deja s-a rezolvat problema dacă s-ar mobiliza toți. Nu am pus primarii, viceprimarii, vicepreședinții și președinții de consilii județene la care adăugăm Parlamentul, și atunci efortul bugetar ar fi de peste 40 de milioane de lei pe lună, adică 8 milioane de euro pe lună, 96 de milioane de euro pe an se cheltuie cu domnii din administrație și din Parlament. Și atenție, salariile au mai întârziat, dar indemnizațiile pentru consilier niciodată. Nici eu nu cred că își permite cineva să nu plătească. Deci cred că s-ar putea lejer să facă acest lucru dintr-o minimă morală. Da, sper că ați auzit. Eu aș duce mai departe ce a spus domnul profesor și aș adăuga pe lista aceasta toți primarii și viceprimarii de orașe, comune și municipii care să doneze echivalentul unei tablete în fiecare lună din salariul colosal pe care îl încasează în fiecare lună. Schimbăm subiectul și discutăm despre rezolvarea găsită în criza gunoailor, și anume, doamnelor și domnilor, sper că sunteți foarte atenți, e vorba de ceea ce știm cu toții că trebuie să facem și din păcate nimeni nu vrea să se preocupe mai mult, și anume colectare selectivă. Pentru această colectare selectivă, operatorul care strânge gunoiul în Valea Jiului a promis că se va implica, că va aduce saci, va aduce tomberoane specifice, dar ceea ce n-a zis nimeni până în acest moment, deși s-au angajat toți că vor trece prin Consiliul Local peste tot, vor face toate cele necesare astfel încât operatorul să nu plece, n-a zis nimeni că vor face și ceea ce se numește educație, și anume o campanie sau mai multe de conștientizare privind colectarea selectivă, pentru că colectarea selectivă este o temă atât de fierbinte și nu de azi de ieri, ci din totdeauna. Din păcate, foarte puține sunt. Eu vorbesc aici ca om care am făcut campanii de conștientizare pe colectare selectivă de mai multe ori în ultimele decenii. Cum vedeți această rezolvare, domnule profesor? Pe scurt vreau să vă rog, pentru că vreau să nu ratăm ultimul subiect, și anume cu ceea ce se va întâmpla probabil din această noapte, și anume că va începe să cadă zăpada. Da, vine iarna, atenție. Vine iarna, deci, da. Fiți pe recepție, dragi. Nimeni nu se aștepta. Factor de decizie, iarna. Vine iarna, da. Pregătiți luminițele. Domnule Tașcă, încă o dată s-a dovedit că statul român este un stat deosebit de șmecher. În sensul bun sau în sensul? Nu, în sensul, luați-o cum vreți. Colectarea selectivă a deșeurilor se presupune că este tranșată oarecum printr-o ordonanță de urgență guvernamentală numărul 74/2018. Dar ce a încercat să facă statul? Statul a încercat să iasă din perimetrul conflictelor de fond sau fundamentale care țin de raportarea noastră la normele Uniunii Europene, pentru că ne-ar fi sancționată ea. M-ați înțeles, și ar fi trebuit să plătim. Da, pune o mare presiune. Așa. Și au elaborat această ordonanță, au elaborat legi necesare colectării selective. Dar ce se întâmplă? Un efect pervers. A intrat pe traiectorie de conflict și a intrat într-un conflict de formă, așa se numește sociologic, cu proprii cetățeni. De ce? Pentru că aceste norme fie sunt aplicate prost, fie sunt aplicate numai unora, fie nu sunt aplicate deloc și ele devin caduce. Și putem să întâlnim absolut toate cele trei exemple. Aplicate prost. Haideți să mergem, să ne ducem în orice oraș vreți dumneavoastră din această țară, sau excepții, poate că sunt excepții, să vedem unde avem așa tomberoanele galbene, albastre, verzi, negre, unul lângă altul, în care oamenii au posibilitatea să arunce aceste deșeuri. Că sunt patru fracții, nu? Sunt deșeurile reziduale, sunt hârtie, carton, umedă, etc. Da.
Mai mult decât atât, cei care stau la casă trebuie să primească din partea furnizorului de servicii de salubritate saci gratuiți pe culori. Vă dați seama unde am fi și unde am ajunge. Când voi vedea eu că operatorul de salubritate va aduce saci pe culori... Așa a promis, să știți. Am citit la colegii din presă. Crezut? Eu n-am crezut nicio clipă, fiind experimentat. Vă mai spun ceva. Aș fi în stare să mă duc să văd cu ochii mei acest lucru într-o zi, în două, în trei, selectiv, la rândul meu selectiv, adică nu una după alta. Da. Dar aș vrea să văd și tomberonele. Odată că sunt ridicate cu mașini separate, că trebuie să fie cu mașini separate. Nu cum se întâmplă acum de aval. Și aș vrea să văd că operatorul de salubritate, știți că avem până în 2023 sarcină de la Uniunea Europeană de a selecta, de a colecta selectiv peste 98% și noi acum nu colectăm decât 14%. Știu, domnule profesor. Vă mai spun ceva. Dacă nu vom face acest lucru, nu mai putem să vorbim despre comunitatea viitorului, nici în Valea Jiului, nici în județul Hunedoara, nici în România. Comunitatea viitorului nu este doar digitală. Comunitatea viitorului trebuie să fie una nepoluată. Pentru că altfel vom avea niște copii digitalizați, dar foarte bolnavi. Eu aș prefera să avem niște copii mai puțin digitalizați, dar sănătoși. Dar sănătoși. M-ați înțeles? Sigur. Deci iată statul ce a făcut. Să nu avem probleme cu OE, am probleme cu proprii cetățeni. În sensul că îi șmecheresc și pe unii și pe alții. Adob legi, dar nu le aplic în cadrul... Oricum, ca o și concluzie, doamnelor și domnilor, anul acesta nu vor fi probleme cu prețul, adică nu va crește prețul, dar de la anul să fiți pregătiți pentru că vom plăti cu totul alt preț. Se vorbește în unele medii chiar de o dublare a prețului pentru colectarea gunoiului, așa că fiți cu mare băgare de seamă de acum încolo, că urmează vremuri interesante. Ultimul subiect în această seară, doamnelor și domnilor, cum spunea și domnul profesor, vine iarna. Surpriză! Mare surpriză! Dacă nu n-ați apucat să puneți cauciucurile de iarnă pe mașini, e momentul să vă mobilizați. Însă, în această seară, vrem să vorbim despre ceea ce s-a vorbit destul de mult în ultima perioadă, mai ales acolo unde s-au schimbat primarii. Din păcate, noi, sau din fericire, avem un singur caz în Valea Jiului și, nu știu, în județul Hunedoara, în câte cazuri avem, domnule? Deci, primarii noi. Nu sunt, avem la Simeria primar. La Simeria primar nou, restul la Simeria și la Vulcan, da. În țară sunt însă mai mulți, sunt în orașe mari și discuția este dacă în acest an, ținând cont de pandemie, e nevoie de luminițe festive. E nevoie, domnule profesor? Domnule Tașcă, deci eu dacă vreau luminițe le pun în bradul meu de acasă. Asta este una. Sau pe geam. Sau pe geam, sau unde vreau. Ideea în sine, eu știu. Într-o societate așezată, într-o societate bogată, într-o societate care are o istorie în spatele ei liniștită de zeci de ani de zile, nu este o problemă să atârni ghirlande, să pui fel de fel de spoturi luminoase. Chiar nu este o problemă. Chiar trebuie să simțim acest spirit al Crăciunului, deși de aici putem să vorbim de Crăciun, fii mai bun. Asta este o sintagmă care pe mine mă enervează, mă scoate. Pentru că de ce să fiu bun numai de Crăciun? Trebuie să fiu bun sau în de Paști. Sau de Paști. În fine, revenind. Am auzit cu stupoare că sunt contracte pe care primarii pentru luminițe le fac pentru încă 2-3 mandate peste. 25 de ani, am auzit. 25 de ani. Ei bine, vedeți, aici codul administrativ, eu cred că este făcut șmecherește, de șmecheri pentru șmecheri. Codul administrativ ar trebui să prevadă că niciun primar nu are posibilitatea să facă un contract care să exceadă mandatul lui. Și vă spun și de ce. Pentru că eu nu am voie ca primar, ca individ, să-mi împovăresc și să-mi îndatoresc comunitatea, eu plecând după asta, luându-mi banii frumos din contracte, luând tot ceea ce trebuie și plecând în Palma de Mallorca. Și dumneavoastră rămâneți... Unde nu cred că sunt luminițe, să știți. Dar nici mă mai interesează, că luminițele sunt pe card. Sigurată, exact. Așa, și de câte ori bag cardul, vând numai luminițe. Am auzit altă variantă, domnule profesor, că în fiecare an... Sunt cu multe comunități și majoritatea în România, în fiecare an se cumpără luminițe. Adică le cumperi odată, după care anul următor nu le pui tot pe alea. Cumperi altele. Și tot așa, eu cred că la un moment dat umpli o sală de sport. Este interesant de văzut unde se duc aceste luminițe în condițiile în care ele costă miliarde, am înțeles. Miliarde, deci, și milioane de euro. Nu discutăm despre o simplă ghirlandă, nu discutăm despre o instalație de pom pe care dai 12 lei sau 25 de lei. Pentru un oraș se dau miliarde de lei vechi, adică sute de mii de lei noi. În condițiile în care anul viitorile nu mai sunt utilizabile.
E interesant de văzut unde se duc acele lumințe, pentru că sunt ferm convins că nu se degradează într-o lună și jumătate. Utilizabile sau utilizate, pentru că ele mai sunt utilizabile, adică ar putea fi folosite. Sigur, sigur. Dar nu mai sunt utilizate. Nu mai. Aș vrea să văd unde sunt utilizate, vedeți? De asta codul administrativ nu este bine făcut. Eu am spus și cred că este făcut de șmecheri pentru șmecheri. Cum ați vorbit și la colectarea selectivă, da, nu? Da. Furăm căciula sunt, permanent. Sunt în condițiile în care avem copii care dorm flămânzi, merg desculți și dezbrăcați, când n-au posibilitatea să facă școală, să-mi pun lumini și să fac contracte pentru colectare selectivă în condițiile în care nu există selectare, este un furt, un furt al comunității, un furt al tuturor, un furt al viitorului, al destinelor acestor copii. De aceea, din punctul meu de vedere, eu cred că am putea să o mai reducem cu luminițele și să investim foarte mult în viitorul comunității, care înseamnă copii. Și cine tot, se... tot am vorbit de tablete, nu? Am putea tot din banii de luminițe să cumpărăm niște tablete și de Crăciun, în loc de luminițele de pe stradă, să oferim fiecărui copil. Sunt ferm convins, domnule Tașcă, că vor apare în fiecare primărie atât de mulți juriști care ne vor demonstra că, de fapt, noi greșim și ei au dreptate, ne vor demonstra că, de fapt, acei copii și acei părinți care nu au serviciu și acele familii monoparentale care nu trăiesc decât din salariul mamei și acea alocație de sprijin a familiei monoparentale, care oricum este foarte mică, sunt vinovați de situația în care se află și că, de fapt, luminițele sunt cele care asigură prosperitatea colectivității. Familie. Și prosperitatea vizuală, domnule profesor, cred că e un concept pe care putem să-l lansăm împreună. Aș spune că ați vorbit de contracte multianuale și am văzut și eu multe dezbateri publice, în special, exact cum spuneam, acolo unde s-au schimbat primarii pe Antio Comunist, unde sunt aceleași primari, Batista e cam pusă pe țambal pentru că nu are nimeni interes să discute despre asta. Contractele acestea multianuale până la 25 de ani nu sunt doar pentru luminițe, sunt și pentru multe alte lucruri, printre care și un lucru care ne va durea pe toți în curând, și anume dezăpezirea. Când ne vom trezi într-o dimineață, cum ne-am mai trezit acum vreo 2 ani, când zăpada va fi de un metru sau mai bine și nu vom putea pleca cu mașinile la serviciu sau unde avem treabă. E, aici iar este o bubă și o gaură neagră în care continuăm să băgăm în fiecare an mulți bani și cineva șmecherește sau nu, domnule profesor, cum vreți să punem, a semnat cu cineva un contract multianual, dincolo de mandat, dincolo de orice lucru. Sigur, acolo unde s-a confirmat primarul în funcție în 27 septembrie, nu sunt mari probleme, pentru că nu prea, vedeți cum vorbim, opoziția e cam moartă de multe ori și atunci nu, dar acolo unde se mai întâmplă și câte o schimbare, iată că mai apar astfel de lucruri. Domnule Tașcă, cum aș putea ca cetățean care mă informez să accept sau în ce cheie să văd modul în care dezăpezirea în România este mai scumpă decât dezăpezirea în țările din peninsula Scandinavă. Adică dezăpezirea în Finlanda, în Norvegia, în Suedia, costă de 3-4 ori mai puțin decât dezăpezirea în România. Și se face cu clorură și cu lucruri care noi la care ne-am visat. Acolo sunt țări care sunt recunoscute, țările nordice. Sigur, de acolo vine Moș Crăciun și Ren. Deci, să mă ierte Dumnezeu, nu se poate... S-a întins coarda... Știți, care e explicația, domnule profesor? Pot să vă dau eu acum în direct și doamnele și domnule. Acolo, cultura locală nu are în componența ei un termen pe care noi îl știm foarte bine, și anume comisiuni. Acolo sunt foarte rare cazurile de corupție, de coruperea oficialilor publici. Citeam odată că în Suedia o doamnă primar sau ceva, a primit o ciocolată de la cineva și a fost nevoită să-și dea demisia în urma scandalului. Știați că în Finlanda n-au primari? E un fel de manager, n-au primari. Iată că o comunitate poate să trăiască, să existe și fără primar. Sigur, sunt cazuri excepționale. În cultura noastră există ideea de primar, de viceprimar, de consiliu local. Te duci tot timpul. Dar primarul, viceprimarul, consiliul local trebuie să fie chiar cei mai buni membri ai comunității, oameni care se interesează de bunul mers al comunității. Aici unde solidaritatea, v-am spus, este bazată pe intercunoaștere, că ne cunoaștem între noi pentru numele lui Dumnezeu. Mai ales în comunitățile mici și medii. Nu vorbesc de marile orașe, nu vorbesc de București, Timișoara, Cluj, Iași, orașe care au peste 100.000 de locuitori, dar în comunitățile mai mici și medii,
chiar ne cunoaștem între noi și furtul care se practică este absolut jenant. Zic să încheiem într-o notă pozitivă, domnule profesor, am vorbit în această seară și de două doamne care au preluat funcții de viceprimar. Să sperăm că vor reuși să pună eleganța feminină chiar și în aceste funcții. Eu sunt optimist, dar optimist doar cu un optimism moderat, așa cum îmi place mie să fiu. Doamnelor și domnilor, sper că v-a plăcut ce v-am pregătit pe astăzi. Cum spuneam și săptămâna trecută, vă rog să urmăriți în partea de sus a ecranului. Pe YouTube ne găsiți la NTTV, iar pe Facebook ne puteți găsi la Vorba lui Tașcă, unde puteți să ne trimiteți mesajele dumneavoastră dacă v-a plăcut ceea ce am pregătit în fiecare vineri seara până acum sau să pregătim altceva. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc un weekend plăcut!